punerea sub acuzare a unei persoane, Prodana Bombonica, fostă Dragnea, este acuzată de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit. Pe parcursul a 2 ani, este vorba de perioada 2008-2009, ar fi tolerat o stare de fapt și anume nu ar fi sancționat două persoane din subordine care nu ar fi venit la serviciu. E vorba de Direcția pentru Protecția Copilului Telorman. Prejudiciul este estimat la peste 150.000 de lei, constând în salariile care le-ar fi fost plătite acestor persoane pe perioada în care acestea nu s-au prezentat la serviciu.